Băi, faceți treaba asta. Nu vreți? Pare rău. Eu lupt în continuare, să știți că nu mă opresc aici și sper să fiu sănătos, să continui cât se poate de mult. Da, da, și puncta că vor fi mai mulți spectatori, practic, dacă face acest proiect. Păi eu bineînțeles, eu sper că de acum încolo să se rezolve problemele și să liniștească puțin răutatea asta din partea unora, să nu înțeleagă că totuși avem nevoie de fotbal în Brașov, nu avem nevoie de 7 echipe, avem nevoie de una cel puțin în o ligă superioară și după aia să fie sateliți care să ajute și de acolo să lanseze valorile, nu? Asta este important, așa cum a fost înainte, pe vremuri, Steagul Roșu era și încă 3-4 echipe în Liga 2. Păi era bine, era foarte bine atunci, că se puteau, ai văzut, mai dădeai un jucător, mai luai alții, făceai o treabă ca lumea, dar trebuie conducerea să gândească că e necesară această schimbare, altfel nu reușim nimic. Vedem orașe mai mici care au reușit să aibă ceva rezultate, să ajungă cu echipele în play-off. Am văzut un Botoșani, am văzut un Șepșe, am văzut acum câțiva ani Media și Clinceniu. Bine, Media și Clinceniu au dispărut din prima ligă, din păcate. Așa este. Și echipe mici cu stadioane moderne făcute. Marea greșeală care eu o spun și știu din surse, nu știu dacă sunt foarte clare, dar se aude că atunci când trebuia în 2008-2009 s-a făcut schema pentru un nou stadion în Brașov, eram între cele 5 aprobate și cu bani de la Uniunea Europeană. Și banii pentru Brașov s-au dus la Târgu Jiu. Unde nu mai nicio echipă, dacă nu greșesc. S-au dus la Târgu Jiu. Deci a fost o chestie, o lucrătură care n-a fost corectă. Și a lăsat Brașovul pentru că nu s-a mai ocupat nici primarul, ori n-a vrut, ori a fost influență de sus, de la conducere. Însă a fost foarte rău. Păcat, că dacă aveam un stadion modern, venea Național aici, de exemplu, făceau două meciuri amicale sau oficiale sau nu știu ce, veneau sponsori pe lângă echipa care ia în Brașov și automat se găseau motive ca această echipă să crească. Da, așa, ai băgat o mocirlă și o lași acolo și n-ai stadion, n-ai nimic, lumea plânge că n-au stadion, că a făcut acum aeroport și stadionul. Măi, într-adevăr, și aeroport era nevoie de mulți ani în urmă. Brașov avea nevoie de mulți ani în urmă, dar erau niște motive care, bineînțeles, noi știm, Capitala n-a fost de acord, pentru că ei pierd foarte mult, dacă pe chestia asta, vin excursioniștii, vin străinii și vin direct aici, nu mai trec prin București și automat îi pierde. Dar un stadion să nu ai tu, că era municipalul, indiferent cum a fost, pe ce a zis ei, că a fost pe Mlașină, nu știu ce, nu, dar acum tu faci, vrei să faci clădire de asta, altă, cum ne spune, altfel de clădire sportivă, în loc să faci un stadion. Sala sporturilor sau la ce vorbim? Nu sala sporturilor, că avem sala sporturilor. Vreau să fac o de asta, cum îi spune, scapă de numirea. Nu. O sală mai deosebită, nu știu ce, dar poate... Sale polivalentă? Așa, da. Avem la Cluj. Cam așa ceva vor să facă, așa. Dar eu zic că stadion trebuia făcut acolo, pentru că în legea sportului, după câte știu eu, când dărim un stadion, tot stadionul trebuie să construiești acolo. Așa e o regulă, era o regulă, dar nu se mai respectă. Nu mai respectă nimeni nimic. Asta e foarte rău. Și dacă aveți așa o mare dorință legată de FC Brașov pentru viitor, care ar fi aceea? Păi, dorința mea e să atace anul ăsta, promovarea, să rezolve problemele care sunt la club, așa, și să intre în prima ligă, pentru că acolo avem nevoie să ajungem, pentru că e păcat pentru un oraș ca ăsta, dezvoltat frumos. Deci anul ăsta, eu zic că ar putea, are un lot destul de bunișor, cu niște două, trei achiziții, eu zic că echipa se poate bate. Și anul trecut, dacă porneau mai bine, s-a făcut în pripă echipa, puteau să atace, să ajungă în primele șase și să atace promovarea. Dar, păcat că n-au reușit. Dar eu zic că anul ăsta, dacă se organizează mai bine echipa, va putea ataca promovarea. Cea mai frumoasă amintire legată de această echipă a dumneavoastră? Bine, frumoasă a fost că a jucat în UEFA, chiar dacă eram atunci la București, am văzut la televizor că eram în București și m-am uitat la meci, m-am bucurat enorm de mult, victoria aceea cu 4 minute să dai 3 goluri, e o realizare și așa. După aia și cu 2001, cu toate că echipa nu prea a strălucit nici atunci,
cu 3-0. Când a venit Inter, da. Pierdut, da, pierdut cu 3-0 și aici și acolo, cu toate că echipa putea mai mult, domnule. Parcă au jucat așa legați de picioare că ăia sunt jucători cu valoare și nu știu ce. Păi nu valoarea joacă totdeauna pe teren. Și mingea e rotundă, dacă ești hotărât să faci o treabă, poți să o faci. Deci până și la ei acasă, acolo, noi am avut ocazia cea mai mare. Ocazia cea mai bună am avut-o la început, la 0-0 la Inter. Putea să dăm gol și se juca altfel. Și aici la fel. Au fost niște faze în care băieții s-au cam speriat, de valoarea celor dinainte. Astea au fost amintirile plăcute. După aceea ce să vă spun, totdeauna sunt amintiri plăcute când mă întâlnesc cu jucători care vin la mine și ne întâlnim, facem întâlniri, s-au făcut periodic întâlniri cu foști jucători, cu generațiile din urmă, ne-am întâlnit, am fost și eu invitat și le-am mulțumit din suflet acelor care au organizat, că nu m-au uitat și m-au invitat, le-am prezentat materiale, m-am dus acolo și așa. Deci a fost niște lucruri formidabile, de suflet. Și o să mai fac, o să se mai organizeze și eu cred că o să mai duc din nou. Așa facem, organizăm și la juniori. Sunt 50 de ani de când am terminat junioratul. Atunci, în fiecare an, ne întâlnim. Ne întâlnim și câți mai rămânem, câți mai suntem în viață, câți mai sunt sănătoși, ne întâlnim la o șuietă și memorăm ce am făcut în tinerețea noastră. Și sper să fie continuare, atmosferă plăcută și o să dea Dumnezeu să reușim. Ce să zic? Dorința cea mai mare este ca cei de la club să, până la urmă, să deschidă ochii și să apeleze. Păi eu le-am întins nu o mână, amândouă, le-am spus, i-am rugat, le-am explicat. Eu nu sunt omul care să nici să mă ploconez prea mult, nici să mă rog prea mult cu ei, dar le-am prezentat situația exactă și le-am spus care sunt avantajele. Dacă ei gândesc bine, eu aștept o colaborare efectivă cu ei. Și în încheiere, chiar înainte de interviu spuneați că lucrați la o carte, să îmi dați câteva detalii. Da, păi am început să lucrez la o carte pe care se va numi O viață întreagă cu foarfeca în mână, în care voi prezenta istoricul acestei echipe trecute prin sufletul meu, prin perioadele în care am fost alături de echipă și acasă și în deplasare, am fost deplasări multe, am participat cel puțin la 700 și ceva de meciuri. Frumos. Deci am fost și acasă și în deplasare, am văzut și reușite, am văzut și înfrângeri și acum în cartea asta vreau să prezint totul, ceea ce am reușit eu să acumulez din ce am studiat. Dacă puteți să arătați la camera așa un pic, că aveți ceva manuscris aici, văd. Da, da. Da, aici se prezint. Deci, o viață cu farfeca în mână. Deci aici va fi introducerea despre activitatea mea, nu știu ce. Patronul care urăște fotbalul, care a fost domnul patron care ne-a dus echipa la faliment, domnul Nicolae, cu toate că a avut și el o perioadă bună în 90 până în 2001, totuși echipa a reușit să ajungă în UEFA, deci trebuie să considerăm că totuși a făcut ceva bun și el, dar după aceea a dezastru, așa, nu, n-a mai intervenit cum trebuia. Istoricul echipei, participările în cupele europene și în toate cupele unde a participat echipa, le-am toate frumos pregătite, tot, numai să le transpun în cartea care vreau să o continui, să o fac, vreau să o editez. Așa, cu sentimentele care le-am avut eu la meciurile unde am fost, ce impresii mi-au lăsat anumiți jucători, relațiile cu ei, evenimente, amintiri plăcute. Deci toate le voi trece în acea carte care vreau să o realizez, pentru că vreau să nu rămână pentru, cum să spun, pentru mine așa o dorință nerezolvată. Să vreau în continuare să mă ocup de chestia asta. Vă mulțumesc foarte mult că ați luat parte la acest interviu cu totul special și vă transmit toate cele bune. Mulțumesc din suflet și eu vă mulțumesc pentru aprecieri și pentru faptul că ați venit și ați văzut ceea ce pentru mine este cel mai mult lucru și viața mea de 54 de ani a fost dedicată sportului, echipei și sportivilor de valoare.